Bună dimineața, bun venit la o nouă ediție a Pixelului Albastru. Ca de obicei, avem pregătite subiectele pășcănene, județene și câte ceva din presa națională pentru discuție și pentru a vedea cu ce ne mai încântă atât colegii noștri din presa județeană, dar cu ce ne mai încântă și oamenii din zona Pașcaniului. Astfel, o să încep astăzi cu ceea ce s-a întâmplat ieri la Valea Seacă. Acolo e o comună mai deosebită, e o comună în care nu prea înțelegi mare lucru din ceea ce se întâmplă. Toată lumea acuză pe toată lumea, toți sunt vinovați, toți riscă pușcărie pe acolo. E o situație amuzantă chiar. Ieri a avut loc o ședință de Consiliu Local, ședință de care noi, presa, am aflat cu jumătate de oră înainte, poate 40 de minute, prin bunăvoința unui om care ne-a spus că, bă, vedeți că... Deci noi abia ieșisem dintr-o discuție cu primarul comunei Valea Seacă, domnul Roman. Și, bineînțeles, acesta n-a menționat nimic, absolut nimic de ședința de Consiliu, care nici până în momentul de față n-am înțeles dacă a fost ordinară sau extraordinară. În mod normal ar trebui să fie extraordinară. Ei spun că a fost ordinară. În fine, vom ajunge și aici. V-am spus, ieșind din discuția cu domnul primar, ieșind afară, unul dintre angajații primăriei ne spune că, băi, dar nu rămâneți și voi, că e ședință de Consiliu Local. Noi am făcut niște ochi, cum e ședință de Consiliu? Păi da, e ședință de Consiliu. Ne întoarcem la domnul primar, transmițându-i că, domnule, dar nu cumva aveți ședință de Consiliu? A, ba da, da, mă rog, era ceva la diverse, așa, nu era ceva foarte, foarte important. Bun. În cele din urmă am reușit să ajungem și la ședința cu pricina. La un moment dat am înțeles de ce nu ne dorea domnul primar acolo la ședință, pentru că aveau de gând să facă scandal mare consilierii. Și au și făcut lucrul acesta, reproșându-i diverse lucruri primarului, de la tot felul de sume pierdute. De exemplu, ei susțin că ar fi pierdut 10 miliarde de lei vechi în favoarea unei societăți comerciale prin neprezentarea la un proces. Lucru ce pare a fi destul de adevărat. Mai sunt tot felul de alte probleme pe acolo. Am înțeles că au plătit un avans către un tractor, excavator, mă rog, ceva de genul ăsta. Bani care i-au plătit, au fost bun plătiți și acolo au rămas, pentru că nu s-a mai întâmplat nimic. Buldozerul, excavatorul ăla nu-i prin comună, nu funcționează, nu există așa ceva. Mai mult, tot în comun acolo există o mașină pentru gunoi, pentru ridicat gunoi, care costă foarte mulți bani întreținerea ei și nu mai spunem cât costă înmatriculare și alte probleme. Ea stă trasă pe dreapta de ceva vreme, nu funcționează, oamenii nu știu cu ce cară gunoiul în comuna Valea Seacă, bănuiesc căruțele sau cu ceva, pentru că atrăgea atenția la un moment dat unul dintre consilieri în cadrul ședinței de ieri că vedeți că undeva în comună, nu știu exact eu pe unde, nu cunosc comuna atât de bine, ar fi munți de gunoi pe care nu-i ridică nimeni. Mă rog, s-a ridicat din numere, a spus că da, poate vin ăștia cu căruțele și ridică gunoiul de acolo. Și așa se face colectarea gunoiului într-o comună din România, din județul Iași, în ziua de astăzi, în anul 2013. Asta este situația. Și hai să presupunem că ar fi fost o comună cumva izolată, care nu era aproape de un drum public, era undeva, eu știu, în capătul unui drum comunal. Da, hai, se înțelegea. Dar comuna Valea Seacă este situată destul de bine, are un amplasament destul de bun, dacă mă întrebați pe mine, plus că are și foarte multă pădure pe acolo, prin zonă. Pădure și aia a devenit o afacere destul de importantă pentru unii oameni de acolo, din câte am înțeles ieri de la consilierii locali. Sunt multe, multe probleme. Vă spuneam despre faptul că nu s-a înțeles dacă este ședință de Consiliu normală sau este extraordinară. În mod normal, ei la începutul anului au votat un grafic.
Bă, ăsta e graficul de ședințe, uitați, până pe data de respectivă, asta e ultima ședință. Ședința pe luna martie era stabilită undeva pe data de 28, din câte am înțeles eu. Ei bine, primarul i-a chemat pe consilier fără a face un lucru legal din treaba asta, fără a le trimite înștiințări. A chemat pur și simplu, au venit, au votat noul consilier și au mai discutat, mă rog, sau mai reproșat anumite lucruri de care v-am și precizat la început. Noul consilier venit în funcție, se numește Gelu Florescu, este asistent medical în Iași și a luat locul după ce Agache Ioan a fost demis din Consiliul Local, asta după ce tot primarul de acolo a făcut o scrisoare ceva, către cei de la PSD Iași, prin care i-au cerut să îl scoată din această funcție de consilier, să ia practic susținerea politică și să vină altcineva în locul său. Bun, în regulă. Aseară, dacă ați urmărit, a fost și unul dintre consilierii locali de acolo, implicat și el zilele acestea într-un scandal mediatic. Este vorba despre domnul Cristi Ungureanu. A fost aseară prezent în emisiunea lui Cătălin Cojocaru, cred că ați urmărit. A explicat și el destul de binișor, dacă mă întrebați pe mine, situația de acolo din comună. Nu prea a dat soluții prea multe din ceea ce am urmărit eu. E ușor să acuzi, mai greu să găsești o soluție la toate problemele de acolo, dar cert este că acolo legea încă n-a ajuns. Cel puțin bate la ușa primăriei legea de ceva vreme, dar încă n-a pătruns însă nici măcar pe holul primăriei nu cred că a intrat legea la Valea Seacă, pentru că am auzit și se discută în continuare o grămadă de probleme din ceea ce se întâmplă acolo. Bine, mergem mai departe și luăm un nou subiect, mă rog, un nou vechi subiect dacă vreți. Alegeri din nou la PSD Pașcani, pe data de 16 martie va avea loc anul acesta, în 2013. Odată la 4 ani, bineînțeles, știți că se fac alegeri în cadrul partidelor, a avut loc și la Hârlău lucrul acesta și pe 16 martie la ora 10, adică sâmbătă practic, se va întâmpla și la Pașcani, la organizația PSD, unde senatorul Florin Constantinescu, cel care deține în momentul de față șefia peste PSD Pașcani, avea contracandidat chiar pe cel care deține șefia peste orașul Pașcani, și anume pe Dumitru Pantazi, primarul orașului. Vom vedea cine va câștiga. Din punctul meu de vedere, ambii candidați au șanse destul de mari pentru a deveni sau a redeveni, dacă e cazul, Florin Constantinescu președinte acolo la organizație. Bun. Mi s-a părut amuzant în prima fază articolul și, mă rog, ieri am fost și am discutat cu domnul Gabi Ciopraga despre acest simulator auto pentru karting. Nu este numai pentru karting, nu este dedicat neapărat sportului, cât educației auto. Și asta mă bucură, de asta îl și prezint în cadrul emisiunii de astăzi acest articol, simulatorul auto de la Clubul Copiilor. Încă nu este montat în totalitate, mai urmează să fie adusă o carcasă de trabant, unde, da, nu glumesc, e chiar o carcasă de trabant pe care o are pe acasă domnul director. Va fi vopsită, am înțeles că deja pe la interior a pregătit-o pentru acest simulator. Va fi schimbat volanul, vor fi schimbate pedalele, vor fi schimbate în loc de parbriz, va fi montat un ecran, iar acolo va fi instalat pe un soft, bineînțeles, de calculator, un program auto de legislație rutieră prin care tinerii înscriși la karting, la cercul de karting, bineînțeles, vor putea să învețe circulația auto, învăța regulile de circulație. Lucru bun, pentru că foarte mulți dintre șoferi are termină cursurile unei școli, nu prea au treabă. E bine să fie învățați dinainte, chiar când ajung la școala de șofer să aibă măcar 50% din cunoștințele auto. Vă spun și de ce. De foarte multe ori am observat chiar în Pașcani
Sunt șoferi care nu cunosc regulile de circulație, ajung în intersecția semaforizată și nu știu ce trebuie să facă. Dacă are și el verde și are și celălalt semafor din fața lui verde, el nu știe dacă trebuie să dea prioritate la ăla care vine, la ăla care face dreapta sau la ăla care face stânga. Are tot verde ca și el pe semafor. Îmi imaginez ce ar fi pentru unii șoferi dacă s-ar strica din nou semafoarele, pentru că o perioadă în Pașcan nu au funcționat semafoarele, iar atunci trebuia să respecte regulile unei intersecții nesemaforizate, pur și simplu trebuia să acorzi acea prioritate de dreapta. Știu șoferii foarte bine despre ce este vorba, nu conducătorii auto, pentru că din punctul meu de vedere există două tipuri de oameni care se urcă într-un autoturism, conducătorii auto și șoferii. Acum, în care categorie faceți parte, știți dumneavoastră cel mai bine. În regulă, mergem mai departe. Zeci de pășcăneni s-au înscris în audiență la prefect, care va veni la Pașcani din nou, pentru că a mai fost Romeo Olteanu și anul trecut, când a reușit să rezolve o parte din problemele. Până acum, ci că s-au înscris peste 40 de persoane la aceste audiențe. Pentru a putea discuta cu toți pășcănenii, s-a luat decizia de a fi împărțiți în două grupe. Astfel, vor intra în audiență pe 21 martie primii, iar pe 4 aprilie următorii, în funcție de cum s-au înscris. Iar pe 27 martie, subprefectul Bogdan Abalașe va susține audiențe la Hârlău. Bun, vorbim și despre lucrul acesta, vorbim și despre alte subiecte după interesanta și spectaculoasa pauză publicitară, bineînțeles. Anunțuri prin SMS la Bit TV. Trimite un SMS la numărul 1330 pentru o zi de difuzare, preț 3 euro, număr valabil în rețelele Orange, Vodafone și Cosmote. Trimite un SMS la 7550 pentru 7 zile de difuzare, preț 12 euro, număr valabil în rețelele Orange și Vodafone. Mesajul trimis spre difuzare trebuie să conțină neapărat cuvântul Bit urmat de textul anunțului. Mesajul nu trebuie să depășească 160 de caractere, altfel va fi taxat suplimentar. El va fi difuzat pe videotextul Bit TV în maxim 24 de ore de la recepționare pe rețelele din Pașcani, Târgu Frumos, Hârlău, Iași pe RDS și în comunele din împrejurim până la granițele cu județele Suceava și Neamț, precum și pe ziarul orizont.info. Program videotext zilnic între orele 10 și 10, 18 și 22:09. Informațiile suplimentare privind difuzarea anunțului, fotografii, sugestii sau text suplimentar pentru anunț le puteți trimite pe adresa de e-mail bittv@yahoo.com sau la numărul de telefon 0766800644. Zâmbetul copilului tău este prețios, iar fericirea lui este mai presus de orice. Vino la magazinul Ioana în spatele poștei din Deal pentru fericirea celui mic. Jucării, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru toate categoriile de vârstă. În plus, la etaj vă așteptăm cu o gamă variată de cărucioare, premergătoare, pătuțuri, triciclete, jucării de pluș și articole party. Am păstrat aceleași prețuri mici la scutecele Pampers și Happy, iar pentru botezul bebelușului tău găsești hăinuțe la prețuri pentru toate buzunarele. Ioana, supermarketul copiilor vă așteaptă cu oferta săptămânii. Body cu mânecă lungă, bumbac 100% diverse mărimi și culori la numai 7 lei și 90 de bani. Ioana, mereu cu gândul la copilul tău. Autotranscom. Definiția unui service auto complex. La Autotranscom, service multimarcă autorizat RAR, beneficiați de servicii de mecanică, diagnoză, electricitate, ITP și vulcanizare pentru autoturisme și camioane. În plus, deținem depozit central de anvelope. Atenție! Schimbul de ulei și plăcuțe de frână se face gratuit dacă le achiziționați de la noi. Aveți încredere în personalul calificat de la Autotranscom și cu siguranță veți avea parte de lucrări de calitate. Autotranscom. La ieșire din Pașcani spre Suceava pe partea stângă. Telefon 0720050640. Autotranscom. Din respect pentru oameni și mașini.
Pentru lucrurile care durează, calitatea este esențială. Pentru confortul tău, utilitatea, eleganța și bunul gust contează. De aceea, noi am creat pentru tine cele mai bune și mai frumoase piese de mobilier meșteșugite cu har de meșterii tâmplari de la Adams pentru bucătărie, dormitor, living sau birou. Adams, imaginea căminului tău. S-a deschis restaurantul Pizza Pasta e Basta, situat pe strada Moldovei, lângă clubul Incanto, într-un ambiant deosebit. Aici poți servi o gamă variată din cele mai delicioase rețete de pizza, paste și salate italiene, preparate de un maestru bucătar. Se fac livrări și la domiciliu zilnic, între orele 10-22, comenzile fiind preluate la numărul de telefon 0332-730-717. Pizza Pasta e Basta, pizzeria care o așteptai de mult. Să te înscrii la FEI. Viitorul ți-l faci cum vrei tu. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Anunțuri prin SMS la BIT TV. Trimite un SMS la numărul 1330 pentru o zi de difuzare, preț 3 euro, număr valabil în rețelele Orange, Vodafone și Cosmote. Trimite un SMS la 7550 pentru 7 zile de difuzare, preț 12 euro, număr valabil în rețelele Orange și Vodafone. Mesajul trimis spre difuzare trebuie să conțină neapărat cuvântul BIT urmat de textul anunțului. Mesajul nu trebuie să depășească 160 de caractere, altfel va fi taxat suplimentar. El va fi difuzat pe videotextul BIT TV în maxim 24 de ore de la recepționare pe rețelele din Pașcani, Târgu Frumos, Hârlău, Iași pe RDS și în comunele din împrejurim până la granițele cu județele Suceava și Neamț, precum și pe ziarul orizont.info. Program videotext zilnic între orele 10 și 10, 18 și 22:09. Informațiile suplimentare privind difuzarea anunțului, fotografii, sugestii sau text suplimentar pentru anunț le puteți trimite pe adresa de e-mail bittv@yahoo.com sau la numărul de telefon 0766800644. Da, ne-am întors după pauza de publicitate. Vă spuneam despre faptul că prefectul va ține două audiențe la Pașcani, una pe 21 martie și una pe 4 aprilie, asta datorită și numărului mare de persoane înscrise la audiențele cu acesta. Pentru cei dintre dumneavoastră ce nu ați reușit să faceți lucrurile acestea, o puteți face la număr de telefon 0232235400 sau pe e-mail la contact@prefecturaiasi.ro sau puteți trimite un plic la poșta respective instituții de pe strada Anastasie Panu, numărul 60, Iași. Bun, în regulă, multe detalii găsiți pe ziarulorizont.info. Da, ci că cei care sunt nemulțumiți de medici au acum la dispoziție telefonul pacientului. Păi telefonul ăla cred că ar suna 24/24, ar fi un fel de 112. Dacă sunteți nemulțumiți de modul în care ați fost tratat de un medic și vreți să-l reclamați, de acum este suficient să dați un telefon, da, sigur. Luni se lansează telefonul pacientului. Astfel, românii pot semnala problemele cu care se confruntă în instituțiile medicale și în regulile din sistemul de sănătate. Coaliția organizațiilor pacienților cu afecțiuni cronice lansează luni telefonul pacientului. Românii pot face sesizări privind orice încălcare a dreptului pacientului la acest număr de telefon.
numărul respectiv 0800 800 242, gratuit, oricine poate apela la acest număr și pot depune reclamații împotriva unui astfel de medic care ar fi făcut nasoale prin spitalul sau prin clinica sau, mă rog, pe unde Dumnezeu își desfășoară activitatea. Au fost multe, multe cazuri mediatizate și de către presa pășcăneană. Nu vorbim neapărat de subiectele de la nivel județean sau cele de la nivel național. Au fost mulți medici la Pașcani acuzați de malpraxis. Unul chiar recent am scris despre un astfel de caz. Iată, oamenii respectivi se pot adresa la numărul de telefon, îl găsiți pe site-ul zealorizon.info în cazul în care aveți astfel de nemulțumiri, sau ne puteți scrie nouă celor de la Zeal Orizont în cazul în care mai depistați astfel de medici care nu își fac treaba, nu își fac datoria cum trebuie. Dar v-am spus, cu numărul ăsta de telefon, cel puțin dacă este adevărat că s-a lansat, cred că sună non-stop. Da, un alt proiect care mi s-a părut mie mai interesant, ci că ștampila Ministerului Educației nu va mai apărea pe diplomele universitare. După ce Camera Deputaților a votat recent un proiect legislativ care anulează reforma făcută în ultimii ani în sistemul de învățământ, da, deci au spus reforma făcută în ultimii ani în sistemul de învățământ. Tot timpul mi-a plăcut fraza asta, expresia asta. Sau aia cu kilometri de autostradă din România. Așa, e excepțional. Îmi plac la nebunie vorbele astea. Cum e? Că sunt doar vorbe, că în teren nu se întâmplă absolut nimic. Senatul, Camera Decizională, anunță cireașa de pe tort. Vor să dea dreptul universităților de a emite diplome fără însemnele Ministerului Educației. Vă dați seama ce are și atunci, ce bucurie ar fi pentru unele universități. Ideea aparține senatorului Dumitru Oprea, senator al Comisiei pentru Învățământ și membru al PDL, convins că oricum universitățile private își fac de cap în ceea ce privește emiterea diplomelor pe bandă rulantă. Cum și abia acum și-a dat seama? Nu le-a luat mult, nu le-a luat numai câțiva ani de zile, câțiva zeci de ani, să-și dea seama că ăia tot dau diplome de la Spirul Haret, de exemplu, ăia scot studenți și specialiști câte 10 odată dacă vor, te-ai dus să-i da banul și ai trecut mai departe, ești absolvent, doctorant, master, rant, mă rog, ce vreți dumneavoastră. Bun. Și asta mi-a plăcut, știrea asta din venită din weekend, unde au fost furate statuile din parcul Copou de la Iași. Busturile a trei personalități importante în istoria României au fost dezmembrate de hoți din parcul Copou. Bine, să nu vă așteptați că respectivii domni care au furat busturile aveau ceva cu Barbu Ștefănescu de la Vrancea, cu Ciprian Porumbescu și cu Nicolae Gane. Probabil că, din punctul lor de vedere, ăștia au fost jucători de handbal sau de basket, că n-aveau o treabă cu siguranță. Cel mai probabil au luat busul respectiv și l-au dus la topit pentru că valorează foarte, foarte mult. Partea interesantă pe care o scriu cei de la Ziarul de Iași este că niciun polițist local nu era de servici în tot Copoul în noaptea furtului. Deci puteau să iau băieții nu numai alea trei, puteau să le ia pe toate, lejer, că nu îi vedea absolut nimeni. Putea să ia și teiul lui Eminescu să-l taie de acolo, să ducă să-l pună pe foc. Dacă nu era niciun polițist, vă dați seama, cine să mai păzească? Nu întotdeauna sunt câte doi polițiști pe secție, vine răspunsul din partea poliției locale din Iași. Viceprimarul Mihai Chirica promite recunoștința publică celui care ajută la găsirea busturilor. Da, e bun tare subiectul ăsta de la Iași. Practic, i-a durut undeva pe polițiști, cei din conducerea Iașului, de busturile respective. Nu mai puteau ei de problema asta. Ei au alte treburi de făcut mai importante decât găsirea busturilor. Da, ziarul evenimentul.ro. Cum să salvezi telefonul mobil dacă l-ai scăpat în apă? Eu nu știam că se mai poate salva un telefon mobil dacă l-ai scăpat în apă. Aflu altceva, că este o nouă lege a lui Murphy. Telefoanele mobile atrag lichidele. Toți posesorii le-au scăpat la un moment dat în chiuvetă, mâncare, toaletă sau vărsat cafea, suc sau apă pe ele. Ele pot fi salvate încă și ne dau aici câteva ponturi. Dom'le, eu unul personal n-am scăpat niciodată
telefonul în chiuvetă, mâncare, în toaletă. Eu l-am scăpat de la etajul 3 sau 4 și n-am mai avut ce să mai fac cu el, era bucăți. Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să scoateți bateria. Telefoanele nu sunt distruse din cauza apei, ci a scurt circuitelor care se produc. Nu încercați să reporniți imediat după ce a fost avariat, din contră. Închideți-l, scoateți bateria și așteptați o zi. Este primul sfat pe care ne-l dau oamenii, aceștia, mă rog, cei care au scris aici. 2. Scoateți toate elementele detașabile, husă, cartelă, SIM, orice fel de car trebuie să aibă cât mai multe găuri pentru a respira. 3. Aspirați-l cel puțin 5 minute pe fiecare parte dacă aveți un aspirator. 4. Mulți spun că e bine ca telefonul avariat să fie pus în orez. Ei, hai! Un truc care funcționează și mai bine, cereale din orez și orez expandat. Nu puneți niște lapte pe el, dacă tot ne-am apucat de treaba asta. Așa. Nu lăsați gadgetul în orez 48 de ore și lichidul va fi absorbit. Așa, nu încercați cu fionul sau cuptorul, pentru că elementele se vor topi. Nu încercați în niciun caz cuptorul cu microunde. Nu îl scuturați, apare toate șansele să pătrundă și mai bine în telefon. Folosiți mai bine un prosop. Sunt sfaturile pe care vi le dau aceștia în cazul în care v-ați scăpat telefonul mobil în apă. În regulă, mergem mai departe și... aflăm că pășcănenii ortodoxi au intrat în săptămâna de pregătire pentru post, după așa numiții moși de iarnă și duminica înfricoșătoarei judecăți, urmează întotdeauna săptămâna albă sau a brânzei, perioada premergătoare a postului Paștelui. Mă rog, puteți consuma... din ceea ce spun mai mari biserici, legume, fructe, semințe, lapte și produse lactate și ouă, și tot mai mari biserici vă roagă să nu vedeți acest post ca pe un regim alimentar, ci, sau ca pe o cură de dezintoxicare, ci mai degrabă renunțarea la hrana de dulce. Mă rog, găsiți mai multe detalii ziarulorizont.info. În regulă, au început din nou aceste campanii împotriva violenței în școli, asta după ce s-au tot caftit tinerii prin școlile din România, nu vorbim doar de cele din Moldova. Ultimul caz, dacă nu mă înșel, parcă pe la Brăila s-a întâmplat, unde s-au luat la bătaie într-o sală de clasă, sau l-au luat pe unul la bătaie, cel puțin într-o sală de clasă, și s-au trezit cei de la conducerea ministerului să dea drumul campaniei împotriva violenței, împreună împotriva violenței. Până la, sau, mă rog, până pe 15 martie, acțiune ce vizează prevenirea comportamentului agresiv și actelor de violență în unitățile de învățământ. Da, sunt sigur că această campanie va stopa cu siguranță aceste fenomene din școli. Da. Sute de ieșeni vor fi expropiați pentru construirea unui baraj la Târgu Frumos. Este o știre interesantă. Guvernul a emis recent o hotărâre prin care vor fi expropiate 129 de familii din comunele Dumești, Terbiceni, Podul Iloaiei, Costești și Ion Neculce, pentru că doresc construirea unui baraj lângă orașul Târgu Frumos. Barajul va fi construit pe unul dintre afluențele râului Bahlui în comuna Costești. Evident, pentru construirea unui baraj este nevoie de o zonă inundabilă, iar zona inundabilă, vorbim despre localitățile respective ce se află în apropiere. Bineînțeles că familiile respective vor primi și niște despăgubiri. S-ar ridica undeva la 2.043.000 de lei și expropiații vor primi în jur de 30 de milioane de lei vechi pentru un hectar de teren. Cam așa ar fi calculul făcut de către specialiști. De asemenea, primăria Costești susține faptul că aceste tabele au fost modificate în mai multe rânduri fără niciun fundament, conform datelor furnizate de administrația bazinală de apă Prut-Baraj. Barajul proteja, printre altele, și aproape 100 de hectare de sere de legume aparținând special lipovenilor din zona Târgu Frumos. Vom vedea ce se va întâmpla și cu acel baraj de acolo. Dorește a fi făcut. Momentan nu este gata la Pașcani nici în momentul de față barajul de la
Siret, dar mă rog, asta este cu totul și cu totul altă poveste. Bun, ultimul subiect de astăzi pe care trec la personalitățile zilei, foarte pe scurt, ieșenii sunt printre cei mai activi români de pe Facebook. Deci dacă intri pe Facebook ai cam 60% șanse să dai de un ieșean sau cel puțin de unul din județul Iași, pentru că la noi mai toată mamaia și-a făcut cont pe Facebook, toată bunica, să spunem așa. În regulă. Este născut astăzi Gustav Robert Kirchhoff, 12 martie 1824, fizician german. Gabriel D'Annunzio, născut pe 12 martie la Pescara, poet romancier, novelist și dramaturg italian. Constantin Popovici, născut pe 12 martie 1878 la Iași, matematician, astronom român, membru de onoare al Academiei Române. Mai trecem în revistă pe Mateiu Caragiale, primul născut al lui Ion Luca Caragiale. Constantin Chiriță, născut cel pe 12 martie 1925 la Vaslui, prozator român, cărțile sale adresându-se în special tineretului. Și bineînțeles, nu puteam să nu trecem în revistă pe Gregorian Bivolaru, născut pe 12 martie 1952, acum poartă alt nume, îl cheamă Magnus acum și este un instructor de yoga și fondatorul acelei mișcări de integrare spirituală în absolut, MISA, cum o știți dumneavoastră. MISA, care a prostit pe multă lume în ultima vreme. Bun, ăsta a fost pixelul de astăzi. Vă aștept și mâine cu subiectele, mă rog, pășcănene, județene și naționale. Până atunci, toate bune!